make 'em bounce. Torje în flancul drept, Torje șutează, Torje, Lungu apără, Lungu prinde în brațe, șut al lui Torje dintr-o poziție destul de grea, portarul Lungu a reușit să prindă în brațe chiar acest șut, nu a fost chiar la colțul Lungu, s-a așteptat ce trecerea lui Maxim, Maxim acolo oprit din păcate de Ben Youssef, în continuare 0-0 pe 33 de minute, Takayuki Seto, Seto sprintează, Seto, un prim șut, o primă ocazie aici pentru Astra, Silesan foarte bine apărat, bravo Silesan și contraatacau cum pentru noi prin Martial, Martial, un fineșat, no! Dar din nou bara lui Martial, din nou bara nu a reușit să dea gol Chamberlain, câștigă acolo la cap, Takayuki acolo, Varel a putut să oprească și e spectator Silesan, Topopescu a marcat, ce păcat, ce păcat. Maxim acum o pasă bună, Martial, oh, din nou bară Maxim, apără Lungu și Martial, nu dă gol, oh my fuck, nu dă gol acolo Martial, câte ocazii, nici Maxim, nici Martial chiar din două ocazii, nu mai e Martial, nici Galactic, mă gândeam să-i spun Galactic sau extraterestru, când extraterestru era. Și este minutul 87, vom vedea dacă vom mai țâșni ceva, dar îl vedem acum pe William de Amorim, încearcă să schițeze ceva pentru Astra, la ban, pentru Enacheri, primește același la ban 1-1 cu Chamberlain, Chamberlain nu a putut să recupereze, pasă pentru Alibek, Denis Alibek trage, dar pe lângă poartă, ocazie uriașă pentru Astra de a majora scorul, dar din fericire pentru noi nu s-a întâmplat asta, 5 minute de prelungire, tate, bine arbitre, oare avem acum timpul necesar să egalăm. Am văzut azi Barcelona PSG la junior, s-au dat 7 minute de prelungire și nu mai spun oricum istoricul meciului, dar poate că vă dați seama. O pasă prea tare a lui, pentru Lazar, acesta obosit, nu a mai putut ajunge la balon pentru a centra și Martial este acolo destul de obosit. Nu ne văităm, nu trebuie să ne văităm, priviți-l pe Campins, ce greșeală poate să facă și le dă autul celor de la Astra. Campins a jucat în meciul ăsta pentru Astra, a fost adversarul nostru, deci am jucat cu un om în minus, ba chiar cu doi putem spune, pentru că Campins a jucat pentru Astra și noi nu l-am avut pe Campins. Să vedem contraatacul acesta, să vedem pentru Musonda, mai departe, oh! Hai arbitre, chiar așa a oprit jocul arbitru chiar în ultima fază a meciului și din păcate pierdem împotriva Astrei 1-0, Musonda a intrat și a fost chiar omul meciului, deci note foarte mici, asta arată ce s-a întâmplat acum, important meci, wow, ce meci important îmi putea avea noi. Ofertă de la Paraguay, o altă ofertă de la Națională, nu o acceptăm. Neagu, de când ne spune că vrea și el un transfer, ne-a și plictisit. Meci împotriva Craiovei, avem 4 puncte în fața lui Dinamo, echipa de pe locul 2, să vedem ce vom face acum. Împotriva Craiovei, batem cu 4-0, Martial acolo a făcut dubla. Și vine meciul decisiv împotriva lui Inter Milano, suntem pe locul 2, bine măticule, suntem pe locul 2 și acum dacă o batem pe Inter, ăla e, trebuie să o batem neapărat pe Inter și să sperăm la o, nu știu, la o minune care o să o facă Marseille. Wow, să vedem ce mă face, să vedem, dar totuși golgheter Ligii Campionilor Musa, este așa, noi pe cine avem și noi pe cineva, wow, deci pe nimănui cum n-au dat niciun jucător nostru, mai ales ăla, cum îi zice, wow, aici Martial, ca să vedem, Maxim, Martial e pe 6, William de Amorim de la, și Chamberlain e pe 2 cu 10 goluri, un gol în spatele William de Amorim, care este pe primul loc cu 11 goluri. L-avem pe Chamberlain, avem 3 golgheteri în Liga 1, asta este bine, în Champions League nu prea contează, vrem doar să câștigăm acest trofeu. O greșeală mare acum, Maxim centrează, gol Lazar, 1-0, minutul 9, reușește să marcheze Valentin Lazar în minutul 9, wow, a început să marcheze de la meci la meci Lazar, priviți aici este asistul lui Alexandru Maxim, acolo nu știu cum de n-a apărat Handanović, dar nu contează pentru că Lazar a fost excelent la faza aceasta, a trimis perfect cu capul, nu credeam să trimit atât de bine, dar s-a putut, se pare că s-a putut. putut și 1-0 în fața Interului. Și să nu uităm, acest meci este în deplasare, dar noi suntem obligați, forțați să câștigăm. Taider acum cu o pasă peste Varel acolo, de fapt fuse, oh my god, cade acolo în care și eu penalti. Și roșu, era Edgar cel care a sărit, iar Varela este cel care face penalti și ia roșu. Ce păcat, priviți ce lovitură, primim aici. Silesan acum la 1 cu Icardi, apără Silesan! Apără Silesan și rămâne în conducerea meciului, este 1-0 pentru noi în continuare, dar cu un om în minus. Edgar trebuie să apere, tot centrul terenului, acum Martial pentru Torje. Torje și un contraatac pentru echipa noastră. Torje greșește, Alexandru Maxim și Goare interceptează, pasează în sfârșit la Džeko. Edgar l-a deposedat, greșeală mare lui Chamberlain, care ne-a costat. Icardi marchează. Cum să faci astfel de greșeli în careul nostru unde nu există un om, să nu uităm asta. Și 1-1, din păcate Icardi a reușit să egaleze și priviți ce face. Oh, Maxim recuperează el acum, Maxim se duce, Maxim! Handanović, ăsta e jegos rău de tot. O pasă acum pentru Vali Lazar, a marcat, el este singurul marcator pentru noi în acest meci. Martial pentru Torje, apără Handanović, poarta goală! Oh, fac, a dat acolo pe centru, nu se dă așa, balon respins, de adversarii noștri, este Džeko, pasează la Icardi, se încurcă acolo cu Džeko, nu recuperăm din păcate. Džeko în care nostru pasează la Nagatomo, centrarea lui este respinsă foarte bine de Filip și Martial. Îl invită la minge pe Maxim, urcarea lui Maxim bună, Martial încă o dată excelent, greșeală mare din nou. Cine mă greșește așa, a fost Torje de data asta. Oh, ce pasă pentru Martial, preluarea fusese prea lungă, din păcate Maxim recuperează. Maxime a fost deposedat acolo din păcate de Nagatomo și să vedem out pentru echipa noastră. Lazar repune, acolo este Maxim, pasă din offside. Martial, nu era pentru tine, băi nebune, iar Lazar, dar totuși era prea în spate. O, acum o scazie mare, contraatac uriaș. Chamberlain în care eu fecșat, mai fac, trage acolo în blocajul lui Sher, și este corner pentru noi. Maxim centrează, Martial acolo, Džeko respinsese. Oh, ce șut, apărat de Handanović și se pare că este un alt corner pentru noi. Să vedem, Maxim bate, haide mai bine Martial, dar respinge cu o dată, un alt șut. Oh, nu, cum a tras acolo Campins. Handanović de ăsta incredibil reușește să respingă. O altă centrare bună a lui Maxim, bara lui Edgar. Nu reușit să dăm gol, câte ocazii, 3 corneruri consecutive în care nu am reușit să marcăm până la urmă. Balonul este n-a mai ieșit în corner. Acum Maxim pentru Martial, pasa lui Martial, să vedem pentru Lazar, preluare bună lui Lazar, pasă excelentă la Martial, gol! Martial reușește să ne aducă în avantaj, încă o dată în avantajul meciului. În sfârșit Lazar cu un gol și cu o pasă de gol. Priviți pasa și Martial a finalizat acolo fără probleme. Martianu nu s-a mai intimidat acolo. Ce frumos, 2-1, minutul 77, reușește să puncteze nimeni altul decât Anthony Martial, Martianul nostru. Ne trebuia acum o astfel de execuție a lui Martian, un șut al lui Kovacic care se duce pe lângă poartă, o execuție acolo. Lazar, o nouă pasă superbă de această dată pentru Torje, acolo intervine fundașul central, celor de la Inter și respinge până la urmă. Pasă peste apărare pentru Džeko, cel mai periculos Džeko. Hai Chamberlain, nu mai greși, bine Chamberlain. O să nu uităm că jucăm cu un om în minus și e 2-1 pentru noi și am și dominat. Chiar merităm victoria, dar meciul nu s-a încheiat. Icardi acolo stare cu capul, Džeko, cum să dai acolo pe poartă, minutul 89 a dat Džeko și se pare că egalitate din nou, 2-2. Se vede omul ăsta, în minus. Varela ne-a mâncat meciul, minutul 89, Džeko a dat pe poartă din unghiul acela și Maxim se enervează. Ai mă, urcați-mă, mai de capul meu. Hai Maxime, așteaptă Maxime, Maxim acolo era chiar faultat, se luptă Maxim, centrează în blocajul lui Icardi. Ăsta a făcut totul, Icardi ăsta a dat și golul și pasa de gol, dar cum a dat ăla pe poartă? Incredibil. Și o nouă pasă pentru Kovacic, de această dată respinge Silesan. Juan Jesus l-a oprit acolo, în păcate a oprit pe Maxim și e 2-2, moare, a pierdut CSKA, dacă a pierdut CSKA ne calificăm pe loc de Champions League, să vedem totuși, vom vedea într-un final ce se va întâmpla, cât am primit, dacă am primit 11.800.000, ia să ne uităm la calendar, dacă ne-a calificat în Champions League mai departe. Așa, Champions League, da, am văzut, CSKA s-a calificat, din păcate, noi nu ne-am calificat, suntem, cred, în Europa League, totuși erau foarte importanți bani în Champions League, nu mai contează, să câștigăm și Europa League, totuși și altă competiție. Vedem, mamă, ce meciuri, CSKA a picat chiar cu Barcelona în optim, era misiune grea pentru noi, Atletico cu Chelsea, derbiuri uriașe, dar să ne uităm în Europa League totuși cu cine am picat. Ce e asta, mă, de ce grupe? A, încă nu s-au terminat grupele în Europa League, dar vom vedea cu cine am picat sau... nu știu, sper că n-aveam cum să terminăm pe ultimul loc. Ce am făcut și acest meci, să vedem meciul acesta cu Concordia, ce vom reuși să facem. 2-2, din păcate, cu Inter, nu mă așteptam la așa ceva. Batem cu 2-0 deplasare, Filip și Chamberlain au marcat. Ofertă și de la Bolivia, altă ofertă de la Națională, nu o acceptăm normal, o Națională ca Bolivia nu este de noi. Meci pe terenul nostru împotriva CFR-ului, să vedem ce vom reuși să facem. 1-0 batem prin golul lui Lucian Filip. Avem meci și în Cupa României împotriva Pandurilor. Bă, ai, uite, m-a revenit Gardo și în sfârșit mă revine Gardo și asta este bine. Și 4-1, batem cu 4-1, ăla e. Câștigăm 62.500, suntem pe risc să pierdem un player, da, cred că este Neagu, hai să mă ridic contractul, dar oricum era mort de un transfer. Noua Zeelandă, oferta la Noua Zeelandă, nu o acceptăm, reject. Da, și acesta a fost episodul de astăzi, poate vom face și transferul următorului episod, vom vedea. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!